Jorge Luis Borges, Biblioteca Babel. By this art you may contemplate the variation of the twenty three letters, the anatomy of melancholy. Universul pe care alții îl numesc biblioteca este format dintr-un număr indefinit și poate infinit de galerii hexagonale, prevăzute în mijloc cu vaste puțuri de ventilație pe care le înconjoară balustrade foarte joase. Din orice hexagon se văd etajele inferioare și superioare la nesfârșit. Distribuția galeriilor este invariabilă. 20 de rafturi lungi, câte cinci pe un perete, acoperă toate laturile în afară de două. Înălțimea, care este și cea a etajelor, depășește cu puțin statura normală a unui bibliotecar. Una dintre fețele libere dă într-un vestibul îngust care se deschide spre altă galerie, identică cu cea din tâi și cu toate celelalte. La stânga și la dreapta vestibulului se găsesc două cabinete minuscule. Unul îți îngăduie să dormi în picioare, celălalt satisfacerea necesităților fecale. Pe aici trece scara în spirală care se cufundă și se înalță către depărtări. În vestibul se află o oglindă care dublează în mod fidel aparențele. Oamenii conchid de obicei din existența acestei oglinzi că biblioteca nu e infinită, dacă ar fi într-adevăr la ce ar mai sluji această duplicare iluzorie. Eu prefer să visez că suprafețele lucii figurează și făgăduiesc infinitul. Lumina emană dintr-un fel de fructe sferice care poartă numele de lămpi. Sunt câte două în fiecare hexagon transversale. Lumina pe care o emit e neîntreruptă, dar insuficientă. În tinerețe, ca toți oamenii bibliotecii, am călătorit. Am colindat în căutarea unei cărți, a catalogului catalogelor, poate. Acum, când ochii mei aproape că nu mai pot desluși ceea ce scriu, mă pregătesc și mor la puține leghe de hexagonul în care m-am născut. Când voi fi mort, nu vor lipsi brațele milostive care să mă azvârle peste balustradă. Mormântul meu va fi văzduhul de nepătruns. Trupul meu se va prăbuși în lung și se va descompune și dizolva în curentul stârnit de cădere, care e infinită. Eu afirm că biblioteca e interminabilă. Idealiștii susțin că sălile hexagonale sunt o formă necesară a spațiului absolut sau, cel puțin, a intuiției noastre despre spațiu. Ei spun că o sală triunghiulară sau pentagonală e de neconceput. Misticii pretind că extazul le revelează o încăpere circulară cu o imensă carte circulară cu cotorul continuu, care face tot în conjurul pereților. Mărturia lor e însă îndoielnică, cuvintele lor obscure. Această carte ciclică este Dumnezeu. Mă mulțumesc deocamdată să repet opinia clasică. Biblioteca este o sferă al cărei centru exact e constituit de oricare hexagon și a cărei circumferință e inaccesibilă. Pe fiecare dintre pereții fiecărui hexagon se află câte 5 rafturi. Fiecare raft conține 32 de cărți de format identic. Fiecare carte cuprinde 410 pagini, fiecare pagină 40 de rânduri, fiecare rând circa 80 de litere de culoare neagră. Apar litere și pe cotorul cărților. Aceste litere nu reprezintă, însă, indicații sau prefigurări a ceea ce vor spune paginile. Știu că această lipsă de conexiune a părut uneori misterioasă. Înainte de a rezuma soluția, a cărei descoperire, în ciuda proiecțiilor sale tragice, reprezintă, poate, faptul capital al istoriei, vreau să reamintesc câteva axiome. Prima, Biblioteca există ab eterno. De acest adevăr, al cărui corolar imediat este eternitatea viitoare a lumii, nici o minte sănătoasă nu se poate îndoi. Omul, imperfectul bibliotecar, poate fi opera hazardului sau a demiurgilor răuvoitori. Universul cu eleganta lui zestre de rafturi, de tomuri enigmatice, de scări fără odihnă pentru călător și de latrine pentru bibliotecarul așezat, nu poate fi decât opera unui zeu. Pentru a percepe distanța care există între divin și uman, este suficient să comparăm aceste stângace simboluri rezintante pe care failibila mea mână le mâzgălește pe coperta unei cărți cu literele armonioase din interior, sigure, delicate, negre, inimitabil simetrice. A doua, Numărul de simboluri ortografice este de 25. Această descoperire a permis acum 300 de ani formularea unei teorii generale a bibliotecii și rezolvarea în mod satisfăcător a problemei pe care nicio conjectură nu o descifrase. Natura informă și haotică pe care o prezentau aproape toate cărțile. Una dintre acestea, pe care tatăl meu a văzut-o într-un hexagon din circuitul 594, consta din literele M-C-V, perverse repetate de la primul până la cel din urmă rând. O alta, foarte mult consultată în această zonă, nu este decât un labirint de litere, însă pe penultima pagină spune O-TIMP-PIRAMIDELE TALE. E lucru știut. Pentru fiecare rând deslușit și pentru fiecare judecată cu rost apar leghe întregi de cacofonii fără noimă, de confuzii verbale și de incoerențe am aflat despre existența unui ținut aspru ai cărui bibliotecari repudiază obiceiul superstițios și absurd de a căuta vreun sens cărților și le seamănă cu cel de a căuta înțeles visurilor sau liniilor haotice din palma. Ei admit că inventatorii scrierii au imitat cele 25 de simboluri naturale, dar susțin că această aplicare este întâmplătoare și cărțile în sine nu semnifică absolut nimic. Această opinie, vom vedea mai departe, nu este întru totul falsă. Multă vreme s-a crezut că aceste cărți impenetrabile ar fi scrise în limbi moarte sau foarte îndepărtate în timp. Este adevărat că oamenii mai vechi, cei din tâi bibliotecari, foloseau un limbaj destul de diferit de cel pe care îl vorbim astăzi. Este adevărat că la o distanță de câteva mile spre dreapta, limba e dialectală, iar cu 90 de etaje mai sus, ea e de neînțeles. Toate acestea, repet, sunt adevărate, însă 410 pagini de invariabile MCV-uri nu pot aparține nici unei limbi, oricât de dialectală sau rudimentară ar fi ea. Unii au insinuat că fiecare literă ar putea să aibă o influență asupra literei următoare și că valoarea lui MCV de pe rândul al treilea al paginii 71 nu este identică cu cea pe care ar putea să o aibă aceeași serie în altă poziție de pe altă pagină, însă această teză vagă n-a avut succes. Alții s-au gândit la criptografii. Această ipoteză a fost universal acceptată, deși nu în sensul în care o formulaseră creatorii ei. Acum 500 de ani, șeful unui hexagon superior a dat peste o carte la fel de confuză ca și celelalte, dar care conținea aproape două pagini de rânduri omogene a arătat descoperirea lui unui descifrator ambulant care i-a spus că paginile sunt redactate în portugheză. Alții i-au spus că în idiș. Peste mai puțin de un secol, această limbă a putut fi identificată. Un dialect samoedo-lituanian al limbii guaranii cu inflexiuni de arabă clasică. A fost descifrat și conținutul. Noțiuni de analiză combinatorie ilustrate prin exemple de variații cu repetiție nelimitată. Aceste exemple au permis ca un bibliotecar de geniu să descopere legea fundamentală a bibliotecii. Acest gânditor a observat că toate cărțile, oricât ar fi de diferite, sunt alcătuite din elemente identice. Spațiul, punctul, virgula, cele 22 de litere ale alfabetului. A mai invocat un fapt pe care toți călătorii l-au confirmat. Nu există în vasta bibliotecă două cărți identice. Din aceste premise incontestabile a dedus că biblioteca este totală și că rafturile ei înregistrează toate posibilele combinări ale celor 20 și ceva de simboluri ortografice număr, deși foarte mare, nu infinit, adică tot ceea ce este posibil să fie exprimat în toate limbile. Totul. Istoria minuțioasă a viitorului. Autobiografiile arhanghelilor. Catalogul fidel al bibliotecii. Mii și mii de cataloage false, demonstrarea falsității acestor cataloage, demonstrarea falsității catalogului adevărat, Evanghelia agnostică a lui Basilides, comentariul acestei Evanghelii, relatarea veridică a propriei tale morți, versiunea fiecarei cărți în toate limbile, interpolările fiecărei cărți în toate cărțile. Când s-a proclamat că biblioteca posedă toate cărțile, prima impresie a fost de insolită fericire. Toți oamenii s-au simțit stăpâni a unui tezaur neatins și tainic. Nu exista problemă personală sau mondială a cărei soluție elocventă să nu se fi aflat acolo, într-unul din hexagoane. Universul era justificat. Universul uzurpase brusc dimensiunile nelimitate ale speranței. În vremea aceea s-a vorbit mult de vindicații cărți de apologie și profeție care justificau pentru totdeauna actele fiecărui om din univers și ascundeau taine prodigioase pentru viitorul lui. Mii de avizi își părăsiră dulcele hexagon natal și se ne pe scări în sus mânați de zadarnicul cel de a-și descoperi vindicația. Acești pelerini se înfunântau pe coridoarele înguste, rosteau blesteme sumbre, se sugrumau pe scările divine, azvârleau cărțile înșelătoare în adâncurile tunelurilor, mureau prăvăliți în abis de către oamenii ținuturilor îndepărtate. Alții în nebunire. Vindicațiile există eu am văzut două care se referă la persoane din viitor. La persoane poate nu imaginare. Însă căutătorii pierdeau din vedere că posibilitatea ca un om să-și o găsească pe a sa ori o perfidă variație a acesteia este nulă. S-a sperat atunci și în lămurirea misterelor fundamentale ale umanității, originea bibliotecii și timpul. Este verosimil ca aceste grave mistere să poată fi explicate în cuvinte. Dacă limbajul filosofilor nu este suficient, biblioteca multiformă va fi produs idiomul nemai auzit de care este nevoie, ca și vocabularele și gramaticile acestui idiom. Sunt mai bine de patru secole de când oamenii răscolesc hexagoanele. Există căutătorii oficiali inquisitores. Eu i-am văzut în exercițiul funcțiunii. Sunt întotdeauna istoviți. Vorbesc despre o scară fără trepte care le-a scos sufletul. Vorbesc cu bibliotecarul despre galerii și despre scări. Din când în când iau cartea cea mai apropiată și o răsfoiesc în căutarea de cuvinte infame. În mod evident, nimeni nu speră să descopere nimic. Speranței nemăsurate i-a urmat, după cum era și firesc, o descurajare fără margini. Certitudinea că un anume raft dintr-un anume hexagon ascunde cărțile prețioase și că aceste cărți prețioase sunt inaccesibile părea aproape de nesuportat. O sectă hulitoare propuse ca toate cercetările să înceteze și ca oamenii să amestece de avalma litere și simboluri pentru a construi apoi, printr-o improbabilă grație a hazardului, aceste cărți canonice. Autoritățile s-au văzut obligate să emită ordine severe. Secta a dispărut. Dar, în copilăria mea, am văzut oameni bătrâni care se ascundeau timp îndelungat în latrine, cu niște discuri de metal într-un păhărel interzis, pastișând slab dezordinea divină. Alții, din potrivă, au socotit că primordială este eliminarea operelor inutile. Invadau hexagoanele, arătau scrisori de împuternicire, nu întotdeauna false, răsfoiau plictisiți câte un volum și condamnau rafturi întregi. Furiei lor igienice, ascetice, îi se datorează pierderea nesăbuită a milioane de cărți. Numele lor este exact. Dar cei ce deplâng comorile pe care frenezia lor le-a distrus neglijează două fapte notorii. Primul. Biblioteca este atât de uriașă încât orice reducție de natură umană nu poate fi decât infinitezimală. Celălalt. Fiecare exemplar este unic, de neînlocuit, însă, cum biblioteca e totală, există întotdeauna câteva sute de mii de facsimile imperfecte, de opere care nu diferă decât printr-o literă sau virgulă. Împotriva opiniei generale, mă încumet să presupun că urmările jafurilor săvârșite de către purificatori au fost exagerate din pricina groazei pe care acești fanatici au provocat-o îi mâna delirul de a cuceri cărțile din hexagonul roșu, cărți de format mai mic decât cele obișnuite, omnipotente, atot știutoare și magice. Se mai cunoaște și o altă superstiție din acea vreme, cea despre omul cu cartea. Într-un anume raft, dintr-un anume hexagon, au chipzuit oamenii, trebuie să existe o carte care să constituie abrevierea și compendiul perfect al tuturor celorlalte. Un anume bibliotecar a și este aidoma unui zeu. În limbajul din această zonă mai stăruie încă vestigii ale cultului acestui funcționar îndepărtat. Mulți au rătăcit în căutarea lui. Timp de un secol au colindat zadarnic în cele mai diferite direcții. Dar cum să descoperi venerabilul hexagon secret care l-adăpostește? Cineva a propus o metodă regresivă. Pentru a localiza cartea A, să se consulte în prealabil o carte B care să indice locul lui A. Pentru a localiza cartea B, să se consulte în prealabil o carte C și așa la infinit. În aventuri de acestea mi-am risipit și mistuit anii. Nu mi se pare deloc neverosimil ca în vreunul dintre rafturile Universului să existe o carte totală. Nota Repet, este suficient ca o carte să fie posibilă pentru ca ea să existe numai imposibilul este exclus. De exemplu, nicio carte nu poate fi în același timp și o scară, cu toate că, fără îndoială, există cărți care dezbat și neagă și demonstrează această posibilitate și altele a căror structură corespunde celei a unei scări. Am încheiat nota. Mă rog zeilor neștiuți ca un om, unul singur, chiar dacă acesta se va fi întâmplat cu mii de ani în urmă, s-o fi cercetat și citit. Dacă gloria și înțelepciunea și fericirea nu sunt hărăzite mie, fie ca alții să se poată bucura de ele. Iar cerul să existe, chiar dacă partea mea trebuie să fie iadul. Și dacă eu trebuie să fiu ultragiat și anihilat, fie ca măcar într-o clipă, într-o ființă, Enorma ta bibliotecă să se justifice. Spune credincioșii că sminteala este firească în bibliotecă și că rostul, și chiar umila, și simpla coerență, constituie o aproape miraculoasă excepție. Ei vorbesc. Am aflat asta despre biblioteca febrilă, ale cărui tomuri hazardate sunt necontenit supuse riscului de a se preschimba în altele, și care afirmă, neagă și confundă totul, asemenea unei divinități în delir. Aceste cuvinte care nu numai că denunță dezordinea, dar o și exemplifică, dovedesc în mod notoriu gustul lor extrem de îndoielnic și disperata lor ignoranță. Într-adevăr, biblioteca include toate structurile verbale, toate variațiile pe care le îngăduie cele 25 de simboluri ortografice, dar nici măcar o singură sminteală absolută. Inutil să mai observăm că cel mai bun volum din multele hexagoane pe care le administre se intitulează Tunelul țesălat, iar altul Cârcelul de Gips, iar altul Axaxaxasml. Aceste îmbinări de cuvinte, incoerente la prima vedere, sunt fără îndoială susceptibile de o justificare criptografică sau alegorică. Această justificare este verbală și ex hipotesii figurează deja în bibliotecă. Nu pot combina niște caractere d h k m r l k h t d j pe care Divina Bibliotecă să nu le fi prevăzut și care în vreuna din limbile ei secrete să nu ascundă o teribilă semnificație nimeni nu poate rosti o silabă care să nu fie plină de duioșie și de spaime, care să nu constituie într-una din aceste limbi a tot nume al unui zeu. A vorbi înseamnă a comite tautologii. Această epistolă inutilă și verbioasă există deja într-unul dintre cele 30 de volume din cele 5 rafturi ale unia dintre nenumăratele hexagoane, după cum există și combaterea ei. Un număr N de limbaje posibile folosește același vocabular. În unele dintre ele, simbolul biblioteca admite definiția corectă. Ubicu și etern sistem de galerii hexagonale, dar bibliotecă înseamnă pâine sau piramidă sau orice altceva, iar cele șapte cuvinte care o definesc au cu totul altă valoare. Tu, cel care mă citești, ești sigur că înțelegi limbașul meu? Scrierea metodică mă îndepărtează de prezenta condiția oamenilor. Certitudinea că totul este scris ne anulează sau ne umple de vanitate. Cunosc ținuturi în care tinerii se prosternează în fața cărților și le sărută cu sălbăticie paginile, dar nu știu să vă descifreze nici măcar o literă. Epidemiile, discordiile eretice, pelerinajele care în mod inevitabil degenerează în banditism au decimat populația. Cred că am menționat deja sinuciderile pe an ce trece tot mai numeroase. Poate că mă las înșela de bătrânețe și de teamă, dar presimt că specia umană, unica, e pe cale de a se stinge și că biblioteca va dăinui. Iluminată, solitară, infinită, perfect imobilă, înarmată cu tomuri prețioase, inutilă, incoruptibilă secretă. Am scris inutilă. N-am interpolat acest adjectiv dintr-o simplă deprindere retorică. socotesc că nu e ilogic să gândești că lumea e infinită. Cei care o socotesc limitată postulează că undeva, departe, coridoarele și scările și hexagoanele pot inimaginabil să înceteze, fapt care este cu desăvârșire absurd. Cei care o închipuie fără limite uită că aceste limite există totuși în ceea ce privește numărul posibil de cărți. Eu mă încumet să propun această rezolvare a vechii probleme. Biblioteca este nelimitată și periodică. Dacă un etern călător ar străbat-o în orice direcție, ar constata după secole că aceleași volume se repetă în aceeași dezordine, care, repetată, ar fi o ordine. Ordinea singurătatea mea e luminată de această elegantă speranță. Nota Letiția Alvarez de Toledo a remarcat că vasta bibliotecă este inutilă. La rigoare ar fi suficient un singur volum de format obișnuit, tipărit cu corp nouă sau corp 10, care să fie alcătuit dintr-un număr infinit de file infinit subțiri. Cavalierii, la începutul secolului al XVII-lea, a spus că orice corp solid reprezintă suprapunerea unui număr infinit de planuri. Manevrarea acestui vademe cu sos n-ar fi însă comodă. Fiecare filă aparentă s-ar desface în altele analoage. Inimaginabila filă centrală n-ar avea verso. Am încheiat nota. Mar del Plața 1941. Traducerea Cristina Hăulică.